Bună seara, dragi prieteni, la o nouă ediție de Culart. Dacă până acum am tot alergat prin București, prin diferite locuri, de data asta am mers în altă parte. Am fost invitați de către Muzeul Național al Literaturii Române prin persoana domnului director general conferențiar universitar dr. Ioan Cristescu la un eveniment interesant. Un eveniment organizat de Ambasada Mexicului în parteneriat cu Primăria Capitalei și Muzeul Național al Literaturii Române. Este vorba de Dia de los Muertos, un eveniment care a avut loc pe 31 octombrie 2018 în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române. Au fost prezenți oficiale ambasadei și inclusiv excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențial José Guillermo Ordorica Robles. Evenimentul a avut loc, așa cum vă spuneam, la Muzeul Național al Literaturii Române din calea Griviței 64-66 și a adus în fața publicului român un impozant altar al morților, dar și o expoziție fotografică alcătuită din imagini ce înfățișează diferite aspecte ale acestei tradiționale sărbători. Au fost prezentate și lucrări ale artistului mexican Julio César Rivera, reinterpretări contemporane în ulei ale Catrinei, precum și lucrările graficianei Valeria Voicu. Expoziția a fost deschisă publicului între 31 octombrie și astăzi, 2 noiembrie. De la expoziție, ne-am îndreptat spre o locație unde am stat de vorbă cu Odilia Roșianu, redactor șef la revista Literatura de Azi, despre literatură, film și nu numai. Haideți să vedem ce ne-a povestit. Vă propun să discutăm despre literatură și nu oricum, ci cu un om care știe ce vorbește atunci când vorbește despre literatură. Și am să spun bună seara Odiliei Roșianu și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc eu pentru invitația. Și așa cum place mie de fiecare dată să întreb pe cei care vin în emisiunea noastră, în emisiunea Culart, am să te întreb și pe tine cine ești, de unde vii și ce faci. Așa cum ai spus și tu, numele meu este Odilia Roșianu. Cine sunt? Cred că, având în vedere profilul discuției de astăzi, sunt o cititoare. Și asta nu o spun numai ca hobby, ci deoarece a ajuns o meserie. În ciuda faptului că am terminat medicina și că am lucrat destul de mult în domeniu, direct sau indirect, am ales cu mai mulți ani în urmă să îmi urmez un drum al cărților, nici de cum de a le scrie, pentru că, din păcate, consider că sunt prea mulți cei care scriu și nu scriitori, ci de a le citi și, nu în ultimă instanță, de a le face să arate mai bine, de a le corecta, de a le redacta, de a discuta cu autorii despre ceea ce ar trebui îmbunătățit. Apoi, acest drum mi-a fost netezit și luminat de revista la care sunt redactor șef, revista înființată de criticul literar Daniel Cristainache și numită chiar Literatura de Azi. Istoricul numelui îl știe probabil majoritatea lumii care este interesată de cărți în general. Ea a fost inițial o emisiune TV la defunctul post TVR Cultural, desființat în 2012. Apoi a fost o carte de interviuri ale lui Daniel Cristainache cu diferite personalități literare și culturale. Și probabil și dintr-o nostalgie a lui, exact cu 5 ani în urmă, iată că ne întâlnim la moment aniversar, a deschis întâi, pentru că așa se zice că dacă nu ești pe Facebook nu existi, întâi exact. Și întâi a fost o pagină de Facebook. Practic a deschis o pagină de cultură într-o lume care părea a fi foarte departe de acest domeniu. Pe vremea aceea nici măcar nu erau pagini de Facebook dedicate literaturii și culturii, în special și culturii în general. Și iată că a devenit un fenomen. Asta este foarte interesant și foarte important în același timp. Chiar vreau să te întreb despre acest proiect, pentru că mi se pare un proiect interesant, Literatura de Azi. Am urmărit și eu o parte din ce se publică pe această platformă, că până la urmă vorbim de o platformă culturală online. Lăsăm o parte pagina de Facebook care a fost la început, acum este deja o revistă online și este căreia Uniunea Scriitorilor chiar i-a dat egida. Deci este apare sub e singura revistă online cu egida scriitorilor. Da, asta este foarte important. Da, foarte important și felicitări și ție și domnului Cristainache pentru această reușită. Întorcându-ne puțin la tine acum, când ți-ai dat seama de fapt că această
meserie, așa cum ai spus-o tu adineori, a devenit ceva din tine. Ceva la care vrei să ajungi, vrei să faci și iată că faci bine. Povestea începe foarte de mult și într-un fel foarte amuzant. Deci prima carte am redactat-o la 10 sau 11 ani și era o carte semnată de tatăl meu, profesorul universitar Nicolae Roșianu. Și mi-a spus, uite, dacă îmi corectez toate greșelile din cartea asta, îți dau un leu pe pagină. Nu că acum s-ar plăti mult mai bine. Și mi s-a părut ceva ieșit din comun și am corectat-o și tata a fost foarte mândru și a zis că am simțul limbii și că asta ar trebui să fac. Firește că ca orice copil tradițional nu asculți niciodată de ceea ce spun părinții, că trebuie să te lovești singur de... Exact. Sau, din potrivă, să-ți urmezi pasiunile. Iar la 12 ani, pasiunea mea a devenit medicina. Și m-a ținut până am terminat facultatea și, bineînțeles, și după, așa cum am spus, direct sau indirect, fiind inclusiv în, lucrând inclusiv în companiile farmaceutice. La un moment dat, pe acest traseu, a apărut un prieten de-al meu, care avea un prieten al meu care avea încredere, să zic așa, în ochi, în simțul limbii și în toate celelalte care ar fi necesare unui redactor și m-a rugat prietenește să-i redactez cartea. Pasiunea pe care am simțit-o în acele momente în care voiam și să modific, dar eram atrasă și de, întâi de subiect și mă întorceam ca să revăd greșelile, a fost de neegalat. După care am mai venit încă o carte, tot a lui, apărută la editura Nemira atunci, care m-a făcut să fiu convinsă de acest lucru. Și nu în ultimul rând, în a treia etapă, a apărut Daniel Cristianache, care din, nu știu de la, din ce cauze, din ce motive, mi-a propus să particip, atunci bineînțeles că n-am fost la început redactor șef, să particip la promovarea ideii de pagină de cultură și de cultură în general. Am înțeles. Și în momentul de față, cam câte cărți ai la activ lucrate, ca și redactor și... În calitatea de redactor, da, am mai puține decât în calitatea de cititor, cu siguranță. Sunt convins. Vreau să trecem puțin mai departe cu subiectul, pentru că nu i-am mai discutat și cu alte ocazii. Vreau să te întreb din punctul tău de vedere, și ca cititor, și ca redactor la literatura de azi. Unde crezi că este în momentul de față literatura românească? Mai devreme spuneai că sunt foarte mulți cei care scriu și nu scriitori. Asta a fost o chestie foarte importantă și mă bucur că ai spus-o. Da, păi dacă tot discutăm despre această rețea de socializare foarte la modă, este imposibil să nu fie observat câtă lume scrie. Și scrie, mă rog, postări, poezii, fragmente de proză, toate. Toate genurile, eseu, jurnalism, toată lumea și-a găsit vocația în a scrie. În a scrie și după care, firește, se plâng de timpul lung pe care îl petrec pe Facebook. Literatura noastră se află într-un punct bun, zic eu. În ciuda comentariilor mai mult sau mai puțin avizate, mai mult sau mai puțin răutăcioase, eu consider că literatura română are valorile ei, cu unele lansate înainte de 89, altele în primele, mă rog, alții mai puțin norocoși, să spun așa, imediat după 90, când puțină lume se mai îndrepta către cărți, deoarece stăteam toți cu ochii în televizor la CPUN-uri, CFSN-uri și alte formațiuni din astea. Dar, deci și atunci, la începutul anilor 90, am început și nu în ultimul rând, eu cred că după 2000, după 2010 chiar, au apărut persoane care nu numai că au talent, dar au și autocontrol, au și, în ales scrisului, firește, nu vorbesc despre om aici. Știu să se și cenzureze și aici cenzura nu este în sensul rău al cuvântului pe care îl zici, ci în sensul de a ști ce trebuie să lași, ce trebuie să tai, de cine trebuie să asculți, de cine nu trebuie să asculți, pentru că până la urmă asta este și, zic eu, ceea ce este rău,
la aceste publicări online gratuite și peste măsură, apar foarte mulți lăudători. Și corul roabelor, ca, sau robilor, ca să zic așa, este mult prea des format din mult prea mulți oameni. Și mult prea ostentativ. Și te pot îți pot hrăni un orgoliu nesănătos și de asta îi admir pe cei care se țin departe de, sau mă rog, îi aud, îi văd, îi citesc, dar nu își pleacă urechea asupra ceea ce au ei să spună, ci merg pe mâna unor oameni care n-au niciun interes, în primul rând, care sunt detașați ca, cum să spun eu, ca invidie, ca, deci nu au de-a face cu așa ceva și știu exact ceea ce este bine să facă un scriitor într-un anumit moment al vieții lui și al creației. Am înțeles. Din păcate, eu mă uit și la edituri, pentru că știi foarte bine că ne mai întâlnim la evenimente de gen și mă uit la edituri care apar peste noapte. Asta nu înțeleg. Făcute în hol. Exact, făcute în hol și făcute pe picioare, așa, pe brânci, care scot cărți una după alta. Bă, nu vreau să fiu răutăcios și sper să nu fiu. Unele dintre ele sunt chiar maculatură, din păcate. Iar editurile care încearcă să păstreze o calitate, o coloană vertebrală, așa cum vorbeam noi la un moment dat de coloana vertebrală din literatură, sunt din ce în ce mai puține și se luptă cu ce se întâmplă, cu valul ăsta de maculatură. În condițiile astea, mie îmi pare rău de un singur lucru pe care l-am exprimat de nenumărate ori, că se taie copaci. Că altfel toată lumea poate să scrie, n-are decât, dar nu să consume hârtie. Dar mai există un risc, un risc foarte mare. Faptul că se poate strica gustul cititorilor. Nu neapărat părerile, dar să nu aibă deja niște păreri formate și să și le formeze greșit. Deci undele care pleacă de la aceste publicații fără niciun fel de valoare pot fi mult mai destructive decât pare la o primă vedere. Nu putem să facem nimic. Este economia de piață, fiecare face ce business vrea el. Dacă el vrea să-și facă editură, asta își va face. Își va publica propriile creații ale prietenilor, ale rudelor sau ale celui care dă mai mult, pentru că aproape toate trebuie să trăiască. Da, devine o chestie mercantilă. Și sigur, și fac comerț, adică nu mai fac comerț cu țigări, bere, vin, mâncare, ci fac cu cărți pe care ei le editează contra cost și nu chiar ieftin. Vreau să te întreb, apropo de acest aspect, chiar nu se poate face nimic? Lăsăm la parte că vorbim de economie de piață, că vorbim de așa zisa democrație, de libertatea de exprimare. Chiar nu se poate face nimic în a stopa valul ăsta de, hai să spunem, publicații cu cărți și așa mai departe, care nu au o anumită valoare. Până la urmă există, de fapt, un lucru care se face, mai mult sau mai puțin conștient. Aceste cărți nu prea ajung în librării. Nu sunt acceptate de librari, de cei care au, pentru că nu își permit să facă afaceri proaste nici de partea cealaltă și acolo zic eu că există o sită mai bună decât în partea asta unde fiecare își publică ce vrea. Deci acolo ar fi o primă sită. După aceea poate că ar trebui să fim mai atenți la ceea ce se remarcă de oameni care chiar știu despre ce este vorba. Ok, nimeni nu poate și indiferent dacă este sau nu este profesia lui, nu poate să citească toate cărțile care apar. Dar în momentul în care te orientezi totuși spre ceea ce spun ei, fie ei critici literari, blogeri, valoroși, că și acolo este o și masă altă, destul de, da, destul de inegală, automat o să le ignori pe celelalte. E clar că nu o să ai cum să le citești și pe acelea care nu au niciun fel de recomandare, nici măcar de la un cititor avizat, da, păi de la o persoană care chiar de se pricepe. Da, da. Ăsta ar fi un al doilea mod de a le marginaliza. Altfel, nu cred că există multe posibilități. Nu poți, ce să faci în momentul în care el postează? Nu poți să te duci să-i comentezi, să-i spui, pare rău, dar nu ai deloc talent sau ceea ce, sau să-i faci analiză pe text.
În primul rând că oricum nu vei reuși nimic, adică vei face un comentariu după care vei primi bloc sau, da, Doamne și ferește, cele. Și alte lucruri mai puțin plăcute, adică un limbaj departe de a fi academic. Nu cred că pot să fie stopați. Pe de altă parte, mai există o șansă. Poate din marea asta de cărți apare un nume. Da. Apare cineva care va... Întâi îl va face pe un altul, pe un cititor să tresară, apoi ăla îi va propaga numele și măcar una, două dintre poezii sau dintre proze mai departe. Și cineva îl va remarca, cineva cu greutate în lumea literară îl va remarca și va fi vorba într-adevăr de un real talent. Deci nu trebuie să vedem numai partea proastă a acestor publicări. Există și ceva bun. Există ceva bun. Eu sunt de părere că posteritatea va fi cea care îi va plasa exact în locul pe care îl merită. Am încredere foarte mare în cititorii care urmează. Să nu uităm că foarte, foarte multe valori, nu românești, în general, au fost apreciate mult după ce s-au stins. Da. Dimpotrivă, au fost criticate aceste valori în timpul vieții, au fost batjocorite, ironizate, marginalizate. Deci nu ne putem, eu pot să spun orice nume acum și probabil că o parte din societatea românească de cititori o să fie pro, alta o să fie contra. Deci nu are importanță. Important este că avem nume importante, pe de o parte, și pe de altă parte că valoarea lor nu trebuie, deci nu trebuie să-i comparăm între ei. Eu vreau să citesc orice carte bună românească din literatura română care apare sau care a apărut în ultimii 28 de ani, că pe celelalte atunci când citeam atât de mult, bine, și acum mărturisesc că nu pot să spun că am scăzut prea mult, dar sunt nerăbdătoare chiar să-i descoperi, să-i citesc și mă agăț de fiecare recomandare care poate să-mi descopere o carte bună și nu m-am păcălit în ultima vreme. Asta este foarte bine. Da. Vreau să te mai întreb ceva, pentru că de curând am fost împreună la un eveniment de la care am plecat amândoi așa un pic cu percepția lucrurilor un pic schimbate. Vorbim de avantpremiera filmului Secretul Fericirii. S-a lansat și cartea atunci, scrisă de același Alexandru Popa. Asta vreau să te întreb. Vreau să-mi spui dacă, comparativ cu ce ai văzut în film, cum ți se pare cartea? De la bun început trebuie să precizăm, tu și tu știi, dar să știe și cei care ne privesc, că cartea nu este același lucru cu film. Deci nu povestesc aceeași întâmplare. Ceea ce se întâmplă în film ocupă cam, nu știu, 3-4 pagini din carte, iar restul este înainte și după. Deci asta din start se diferențiază. Apoi, firește că pentru foarte mulți autori este mai ușor, poate, deși cred că s-ar putea să nu am dreptate, dar așa am gândit în momentul respectiv, să scrie o poveste pe un interval mai mic decât una pe un interval mai lung. Prin urmare, filmul este extrem de viu, de rapid, de vital, de incisiv, iar cartea, exact cum îi spune și subtitlul, este o confesiune. O confesiune care are momente de respiro, care nu se bazează foarte mult pe dialoguri, care te lasă să o mai și închizi și să te gândești și să pleci și să revii a doua zi la ea. N-a fost cazul meu, eu am citit-o în 2 ore jumate. Dar în principiu știam că pot să o las fără niciun fel de problemă. În primul rând că nu o să uit că firul narrativ nu este atât de complicat. E foarte simplu scris. Da. Dar e o carte frumoasă. Este o carte frumoasă pentru că arată cum relațiile sunt extrem de firave. Totdeauna. Și indiferent de momentul
în care privești, spui, ai o relație perfectă de 20 de ani. Nu, exact atunci poate să apară o fisură și fisura aia nu apare din senin. Nici o casă nu se fisurează din senin. A, mai sunt un cutremur, așa cum a fost cel de ieri dimineață sau de când a fost. Sunt, cum se spune, acumulări de lipsă de grijă față de casă. Înțelegi asocierea pe care o fac. Deci despre faptul că relațiile sunt firave și mai mult decât atât, lucru care cred că ar trebui să-l înțeleagă totuși oamenii, chiar dacă nu pică deloc bine. Relațiile nu prea sunt pentru o viață. Alexandru Popa se vede clar că a avut continuitate în primul rând. Să nu uităm că într-un interviu a și recunoscut că, bineînțeles că m-am inspirat dintr-un fapt real, nu am inventat. Și mai mult decât atât, cred că ca autor de scenarii are un talent imens. Are și are potențial de a face lucrurile și mai și, bine de atât. Pentru că, apropo de literatură românească și pentru că trecem la film românesc, dacă ți-aduci aminte, la întâlnirea cu presa, Vlad Zamfirescu a spus că speră ca oamenii să nu reacționeze la film românesc. Exact. Nu este. Și filmul lui Vlad Zamfirescu, cu atât mai mult, bineînțeles că are și premii, dar cu atât mai mult este pentru public, mult mai mult decât pentru festivaluri internaționale și alte manifestări care să vâneze un anumit gen de film, nu vreau să mă pronunț asupra lui. Și pentru că tot am vorbit de cărți, eu mi-am permis să-mi aduc o carte cu mine, o carte pe care mi este foarte dragă și o să și spun și de ce. Este vorba de această ediție 2018 a unei, să spunem, lucrări, ca să nu-i spun altfel. Dulcea mea doamnă, minul meu iubit, este vorba de corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle. Este ediția 2018, o ediție Princeps aproape, apărută la editura Polirom. Este o carte care mi este dragă din două motive. Că spune o poveste de dragoste, că scoate umanitatea în față, lăsând la o parte geniu și actul creator al lui Mihai Eminescu. Și că, apropo de ce spuneai mai devreme de film, de Secretul Fericirii, este încă o poveste în care te poți regăsi. Și de aici și întrebarea mea, care crezi că sunt cărțile pe care tu le-ai recomanda? Înainte de a vorbi despre cărțile pe care le-aș recomanda, în primul rând aș recomanda această carte. Te invidiez pentru această ediție. Mulțumesc. Eu am citit prima ediție scoasă tot de Polirom, imediat după descoperirea scrisorilor inedite. Și așa cum știi deja, ea a suscitat păreri extrem de contradictorii, de la fi condamnate cu mânie proletară, că de ce a fost publicat așa ceva, că deci trebuie să-l demitizăm, că el trebuie să rămână acolo undeva sus pe soclu, că în niciun caz nu trebuia să auzim toate diminutivele pe care el le folosea pentru Veronica Miclă. Pe de altă parte, au fost oamenii cu care eu sunt de acord, care au spus, ăsta a fost Eminescu. Eminescu n-a însemnat numai floarea albastră sau luceafărul sau scrisorile. Asta era viața lui de zi cu zi. Și mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, fiecare scrisoare este în stilul, în felul ei, nu numai reprezentarea unui sentiment. Ăsta, într-adevăr, că așa cum ai spus tu, este o poveste de dragoste. Dar dincolo de asta arată cât de mult a muncit Eminescu, cât de mult se preocupa de toate problemele sociale, politice, de toate felurile. Cât de copleșit, că tot vorbeam de relații care sunt pe viață sau pe capitole, cât de copleșit este de gelozie în momentul în care află diferite lucruri. Deci este un om ca toți ceilalți, care în plus a fost dăruit cu acel mare talent. Și mie exact această combinație între talentul ieșit din comun, poezia, melancolia, tot ceea ce scrie și care se continuă în multe dintre scrisorile lui, combinate însă cu răutățile din tot ceea ce scria, cu orientările politice, poate nu de cele mai multe ori corecte pentru țară, da? Asta mi se pare fascinant, că, și mi se pare că această carte realizează și este
capabilă să disemineze aceste informații în cât, foarte profund în masele de cititori. Adică se poate citi pe mai multe niveluri, vorba ta, numai ca poveste de dragoste, exact, sau să pătrunzi din ce în ce mai adânc și să vezi cum ți se dezvăluie, ți se decojește acea poleală pe care au pus-o pe statuie. Eminescu merită să stea pe statuie, dar depinde cât este de uman acea, exact, statuie. Și acum hai să ne întoarcem la cărți. Da, așa cum am spus, nu mă puteam abține să nu vin cu niște cărți pe care chiar vreau să le arăt fizic, te nu rog, numai să rog, vorbesc teoretic. Sunt două doamne și doi domni, trei români și un străin. Voi începe poate cu cartea cea mai, care m-a surprins cel mai tare, care m-a făcut, eu am în revista Literatura de Azi, am rubrica o părere de, părere de cititoare. La început am declarat în primul moment că nu voi scrie despre autori români în viață. Am înțeles. Pentru, tocmai pentru motivul pentru care nu am vrut să fac clasificări. Această carte este cea care m-a convins să scriu despre autori români în viață. Cartea se numește Cină cu ficat și inimă, din start titlul este foarte bine ales. Autoarea este Mihaela Petrei, este roman de debut și a apărut la editura 3 anul ăsta, cred. Da, anul ăsta, că a fost lansată la Bookfest. Este o carte care are tot ce îi trebuie. Ea a fost încadrată la profil thriller sau poliție sau nu știu exact. Și datorită faptului că m-a impresionat și că este atât de bine scrisă, am spus, este clar, fiind încadrată acolo, nu o să scrie despre ea sau nu o să fie luată în seamă, la fel cum sunt luate în seamă, nu știu, cele de eseistică sau de proză scurtă sau de, sau romanele de altă natură. Pentru că exact ca și cum vorbeam despre cartea epistolară, da, între Eminescu și Veronica Micle, și această carte este pe foarte multe straturi. Într-adevăr, primul nivel este cel polițist. Numai că este poate, deci în afară de cititorul pasionat de romane polițiste, cititorul de orice fel de roman bun trebuie să fie atras de această carte. Este vorba de scriitura, de brodare. Da, de felul în care brodează fiecare cuvânt această autoare, fără să fie căutat, fără să fie fals elitist. Nu în ultimul rând, poate să fie foarte, foarte atractivă pentru gurmanzi, pentru că este, da, este, nu, dar nu este vorba de orice fel de mâncare. Sunt rețete care cu greu ar putea să fie regăsite în multe locuri, chiar restaurante cu ștaif, cu multe stele Michelin. Dar bineînțeles că asta a fost doar o paranteză și o glumă. Părerea mea este că, de cititoare, că trebuie luată această carte, trebuie înscrisă printre romanele bune ale românești ale acestui secol și deși ea a declarat de mai multe ori că deocamdată nu scrie nimic, eu mărturisesc că aștept un al doilea roman, mai ales că totdeauna al doilea roman este o piatră de încercare. Exact. Rămâne la același nivel, scriitorul cade sau urcă. Și țin minte că Valentin Nicolau spunea că scriitor se poate numi cel care a scris trei romane. Da. De-abia după al treilea. A doua autoare aleasă de mine este Carmen Firan, cunoscută deja atât prin poezii, prin proză scurtă și iată și roman. Și este un roman foarte reușit. Nu ascund faptul că de multe ori pe parcursul lecturii aveam senzația că citesc un autor american, un autor american puternic. Poate și datorită decorului în care se întâmplă acțiunea, este vorba de emigranți la New York, de un scriitor mai ales emigrant la New York. Dar nu este numai de decor. Este vorba de condei, este vorba de profunzime, este vorba de duritate,
Este vorba de felul în care atacă toate problemele și bune și rele care apar în momentul emigrației, da? Și în momentul emigrației și nu numai, și atunci când se întorc înapoi acasă, când se întorc acasă pentru mai mult sau mai puțin timp. Deci e o carte de forță și un roman frumos. Mergem mai departe. Al treilea autor român care am, pe care l-am adus astăseară în emisiune este Răzvan Petrescu, care nu mai are nevoie de absolut niciun fel de prezentare. Nu, nicio formă. Se știe că este încadrat la încadrat ca, că tot vrei tu să avem... Exact, un fel avem, de... E cel mai bun prozator, scriitor de proză scurtă de la noi. Iar această carte, în mod special, a fost premiată, a luat nenumărate premii pe parcursul anului trecut, e 2017. Și... nu cred că sunt, da, nu cred că am căderea să vorbesc eu despre cărțile lui Răzvan Petrescu. Pot doar să spun, citiți-o, nu veți regreta, mai ales că pentru cei care l-au citit deja pe Răzvan Petrescu până la această carte, o să descopere foarte multe lucruri noi. Altceva decât a scris. Nu complet altceva, dar semnificativ, cu o alt fel de valoare, cu un alt fel de abordare și cu ce se păstrează este același raport între lacrimi și râs în hohote. Și acum, ca să nu zică lumea că citim numai cărți românești, oricum, eu zic că cele trei cărți sunt într-adevăr valoroase și că merită, și mai aveam o groază, dar nu puteam să le aduc pe toate. Da. Și tot din literatura română, deci nu din altă parte. Ultima carte, după cum se vede, fără să vreau, am și ales de la patru edituri diferite, este din Raftul de Nisei, de la Humanitas Fiction. Și este o carte foarte curajoasă, spun eu. Nu, inclusiv titlul. Intimitate. Da, Intimitate și alte povesti. Intimitate este practic un microroman, cea care acoperă mare parte din carte. Autorul este Hanif Kureishi. De ce recomand această carte? Poate, uite, ca să ne întoarcem din nou la Secretul Fericirii. Exact. Și nu numai ca film, ci și ca concept. Ca care, o fi, care o fi Secretul Fericirii? Și mult din el se bazează pe relațiile pe care le avem cu ceilalți, fie ele de dragoste, fie de prietenie, fie de colegialitate, fie de orice fel de relații. Ele pot să aducă câte un strop sau pot să constituie la un moment dat secretul fericirii. Această intimitate este privită din prisma unui bărbat cu o familie aparent foarte fericită, nu? Care plănuiește toată noaptea și își imaginează cum își va părăsi familia a doua zi. Pentru că este, da, și este punctul de vedere al bărbatului, bineînțeles că nu se poate rezuma doar la acel subiect, că deviază de, și... Nu, că aflăm toată istoria lui până a ajuns în acest moment, nu neapărat cu această femeie cu care are copii, dar în general cu femei, cu bărbați, cu cei care au fost în anturajul lui și ce l-a determinat să ia această hotărâre. E mai puțin important dacă el în final pleacă sau nu pleacă, asta nu vreau să dau din plot. Important este și aici felul în care este scrisă, modul în care se surprind gândurile unui bărbat vis-a-vis de femeile sau femeia din viața lui. Este un alt fel de a scrie despre relații, despre om, despre om în general, despre ceea ce îl bucură, ceea ce îl întristează, ceea ce îl plictisește, ceea ce îl sufocă la un moment dat. Și incontestabil acest scriitor merită trecut pe lista obligatorie. Așa, mulțumim că... mult de tot pentru aceste recomandări. Înainte de final, am să te rog să faci abstracție de mine, să nu fiu aici. Și am să te rog să le transmiți un mesaj telespectatorilor noștri și în același timp un răspuns la o întrebare. Întrebarea este simplă. De ce trebuie să nu rămânem fără o carte în mână? Și mesajul am să te rog să-l dai tu prietenilor care se uită la mine.
Tocmai am fost întrebată de ce nu trebuie să rămânem fără o carte în mână. Am atât de multe argumente încât nici nu știu cu ce să încep. Se știe din ceea ce au spus foarte mulți înaintași, mult mai inteligenți decât mine, cât de multe bogății putem descoperi într-o carte. În ideea de carte în sine, fie ea de aventuri, dacă ești copil, fie ea de dragoste, dacă ești la începutul adolescenței, nu prea mult întinsă, fie ea, nu știu, roman epistolar, memorialistic, eseistic, romane despre etapele extrem de dure și de dificile ale istoriei. Deci, indiferent de ce fel de carte este vorba, e important să fie tot timpul lângă noi, pentru liniște, pentru gimnastica neuronală, pentru că, mai ales acum, cu toții cred că ne temem de Alzheimer și acesta este exact cum se duc majoritatea dintre voi, probabil, la sală să-și antreneze mușchii, așa trebuie să ne antrenăm și creierul. Iar cartea este cea mai bună sală pentru antrenament în cazul neuronilor. Pentru a înțelege, poate mai multe de ce suntem pe acest pământ, ce ar trebui să facem dacă tot ne mișcăm pe aici ca să nu dăm într-o mișcare browniană, pentru a avea subiecte de conversație mai altfel cu prietenii, pentru a și a aprofunda altfel, pentru a cunoaște și nu mai țin minte exact cine spunea, pentru că noi avem o singură viață, ori citind, cu cât mai multe cărți citim, cu atât trăim mai multe vieți. Prin urmare, cam acesta ar fi mesajul meu către dumneavoastră, toți cei care mă priviți astăseară și nu știți cine sunt. Rămân la exact la răspunsul pe care l-am dat la început, la începutul întâlnirii mele cu Ștefan Apostol. Sunt o cititoare, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Mulțumim frumos, Odilia, și să-ți ajute Dumnezeu să citești cât mai multe cărți. Mulțumesc frumos, chiar e o urare pe care o apreciez. Așa, să citești cât mai multe cărți și să ne povestești și nouă despre cât mai multe lucruri. Cu mare drag. Mulțumesc frumos. Și ne mai auzim. Da. Sper că ceea ce ați auzit până în acest moment și ați văzut v-a incitat curiozitatea să stați mai departe să vedeți ce urmează. Dar până atunci, luăm o scurtă pauză și revenim.